still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas that shiver. Thinking about South Lake, ghosts on the river. Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi o să vă prezint Fordul. Așa cum am zis și zilele trecute, avem aici Fordul și pe iubita mea. O să mă însoțească azi în car vlogul de astăzi. Așa că o să luăm la autură. Am schimbat și roțile, le-am pus pe astea de vară. Avem și Audi acolo lângă. Așa că plecăm. Punem telefonul sus și o să-l pornim. Uite, ia să vedem luminile pornache. Astea sunt luminile mele pornache, ce se văd aici în spate. LED-uri. Hai că a pornit Pepe pe aici. Bun. Mașința asta are motor de 1.9, cutie în 5 trepte, 116 cai. Ăsta e vecinul meu, Ungur Bulangiu. De ce râzi, iubito? Bun. Am o mică problemă la mașina asta, mi-a rămas blocat scaunul. Macara s-a blocat sus de tot. Unde pus ăștia mesele? Nu le-a pus. Le-a băgat în garaj. Da, bulangii. Simțiți. Exact. Pentru iubita mea e perfect scaunul, în schimb pentru mine e cam nașpa. Stau cam sus. Facem schimb dacă vrei. Au, să olbează ăștia la camera mea. Ce, mă, n-ai mai văzut un om cu o cameră pe cap? Și urlă motorul cam tare. Da, asta nu e o problemă, are parbrizul schimbat. Uite și oglinda asta, văd că s-a hârâit. Trebuie schimbată. Da, nu era așa ca acum câteva luni. În fine, i-am schimbat castofonul la mașinuța asta, i-am pus unul cu USB. Se aude destul de bine muzica, nu e chiar ghenă. Da, și merg și faza lungă ca un dobitoc, fără să văd. Uite ce frumos e reparat asta frâna. Frânează ok acum, super fain. Unde mergem? Hai să facem traseul așa, până am fost noi cu bicicleta. Mai știi? Da, pe acolo. Când am fost pe acolo, niciodată cu mașina. Mai bine să mergem pe acolo. La asta nu o să fac test de accelerație și asta că e prea puturoasă. Da, ne plimbăm un pic așa, uite, asta nu mai are motorină. Trebuie alimentată. Și o singura problemă și cea mai mare care o are, i s-a dus senzorul de climă. Unul dintre ele, că sunt două acolo, nu știu care. Și trebuie schimbat cât de curând, că vine căldura. Dar până atunci, geamul jos și drumul în față. Da, să dăm pe rece, că momentan nu e chiar așa cald afară și dă aer rece. Și să vă mulțumesc din nou la toată lumea, pentru că s-au adunat deja extrem de mulți abonați. Chiar nu mă așteptam. Ăsta e drumul, iubito? Nu e ăsta drumul. Nimă, că am dat gherlă. Hai să mergem înapoi. Hai. Vine ceva, nu vine nimic. Așa, dăm înapoi și mergem pe următorul drum. Ia uite, mi-a murit motorul. Fută-l, soarele! N-ai că merge. Da, 3000 de abonați în mai puțin de 2 luni. Mi se pare ceva de necrezut. Adică, deci practic canalul a explodat dintr-o dată, pur și simplu. Allahu Akbar! Și am făcut 3000 de abonați. Pac! E aici o pantă unde ne-am dat noi drumul cu bicicleta. Și cred că am prins 70-80 la oră, ne curgeau lacrimile. Când am ajuns jos, iau ce mare e. Era un iepure și se uită la noi. Da, un iepure ne privea, au, dă, ăștia merg mai tare ca mine. Mațele până în gât. Și tu ai simțit? Mie mi s-a dus în jos. S-a dus în jos? Da. S-a ajuns inima în cur? Sincer, ce să vă zic, părere despre mașinuța asta. Îmi place foarte mult, prima mea mașină. Trage foarte, foarte tare motorul. Chiar mulți zic că e Ford, Ford-ul e prost, că nu știu ce, că ai multe probleme cu el. Eu, sincer, ce am schimbat la mașina asta a fost electromotorul și consumabile. În rest, absolut nimic. O am imediat de 2 anișori și chiar nu am schimbat nimic la ea. E super ok. Deci chiar n-ai nicio treabă. Acum depinde și cum o îngrijești, ce îi dai, ce nu îi dai și cum tragi de ea. Având în vedere că acum merge soacra mea cu mașina, mă aștept să mai cadă câte ceva. Suntem aici pe niște dealuri, deci nu e nimic pe aici, numai teren de lucru.
Deci ăștia lucrează absolut orice petic de pământ pe care îl văd. Dar hai să mergem tot înainte, că pe nu, acolo am mai fost cu bicicleta. Nu, mai pe aici, că n-am fost în sus pe partea aia. Nu, nu, mergem pe aici, că ne pierdem. Bag GPS-ul, păi nu mai știu să arunc. Păi te întorci pe același drum. Păi nu mai știu după aia, sunt prostare. A, așa, să ridic asta, scăpat de soare. Da, bine. Nu-i bine ce fac acum, ia uite. No hands drive. De fapt era hands free, nu? No, hands free. Și aici altă pantă pe care noi am urcat-o pe jos. Noi am urcat-o pe jos, panta asta, că n-am mai putut să mergem cu bicicleta. Un plus foarte tare la mașina asta e că e extrem de stabilă. Uite, iepurele! Fută-l soarele ce era să-l iau! Uai, uai, ce barbecue e și acum. Uite încă unul. Uite ce unde? Mică e ăla. Unde? Că nu-l văd. Nu e iepure, e fazan. What? Unde? Că nu-l văd. Uite, în fața ta. Ah, e fazanul. E pui, nu poate să zboare. Da. Mă duc să-l prind, îl bag la cușcă. Na bun, era să omorâm iepurile. Futu-ți gura, mătii, de iepure. Bags banii. Făcea toți banii. Așa, acum nu știu unde mai suntem noi. Când am venit ora trecută, am mers pe aici, dar pe aici ajungi la o casă. Așa că o să o luăm înainte și sper să ajungem în partea alta orașului, unde locuim noi. Cel puțin sper. Sper să-și ajungem. Pe aici era casa pe unde așa am venit că... noi. Nu, ba e mai da. În spate. Pe aici am sau pe aici? Da, exact pe aici. Cred că era mai în spate, Vito. Ba da, era mai în spate. Ba, pe aia, pe străduța aia am ieșit noi. Că n-am mai fost pe aici, vezi că vin dealurile astea. Mai în spate. Mamă, ce putea căcat aici, frate. Au dat ăștia cu balegă. Da. Peisajul e super. Se vede super, super fain. Am văzut că vă plac foarte mult car vlogurile și trag vlogurile. Mii de vizionări la ele. La episoadele de car vlog o să încerc să mai schimb mașinile. O să mai cer mașinuțe de la verii mei, de la familie, sunt foarte multe. Deci e mare diversitate, așa că o să încerc să fac cu fiecare. Uite aici o să facem la stânga. Nu știu unde dracu duce drumul ăsta, dar mergem și noi pe el. Vedem unde ajungem. Cred că pe aici ajungem la lacul ăla unde mergem mai dracu numai și el. Prin zona asta. Nu știu, hai să vedem. Sper să ieșim undeva. Să nu ne că doar la o casă și atât. Dar cred că exact așa se și întâmplă. Da, totuși mergem până acolo. Zicem halo și plecăm. Ce ne scuzați GPS-ul. Și acolo pe dealuri. Ce nașpa în zonele astea este că sunt foarte multe căprioare și iepuri, cum ați văzut. Iepuri la greu. Când începe ăștia vânătoare de iepuri, e teroare. Da, deci doar o casă aici. Ne-am luat apă. Cred că mai e una. Hai la alaltă. Nu, deci doar case pe aici și atât. Nu e nimic altceva. Trebuie să ne întoarcem. Sau poate avem noroc și ieșim în partea alaltă. Nu știu, cred că mergem mai încolo, Bito, așa-i? Da. Hai că mergem. Cred că ieșim acolo, la casele alea pe unde a fost noi cu bicicleta. Nu știu, dar e fain. Na, exact nu, aici oare, ieșim. Nu știu. Uite, asta e casa cum am venit noi de la vale, nu? Nu. No. Nu, no, nu, no, nu. No. Nu, e în partea alaltă, pe drumul celălalt. Wow. Uite, nu vedem casa noastră aici. Pe drumul ăla duce mai drum nimic. Încolo. Hai să mergem, vedem unde ajungem. Uite, pe acolo, pe la vale ajungem. Uite casa noastră. Uite acolo, aia albă, vezi? Unde e Duba acum? Da. Acolo stăm noi. Da, deci se pare că am nimerit drumul până la urmă. Cu toate că suntem cam palete, nu știm pe unde suntem. Dar e bine. Foarte frumos. E foarte, foarte, foarte frumos locul și traseul. Așa că mergem. E foarte fain cu bicicleta pe aici. Ai și voi, ai și dealuri, deci îți stimulezi picioarele ca lumea. Așa. Da, cam atât e despre mașinuța asta. Nu știu ce dracu să vă mai zic despre ea. N-are... Are încălzire în scaune, oglinzi încălzite, piele n-are, deci nu e modelul la full, știu că e un model full care are toate prostiile pe el. Ăsta nu prea are toate prostiile.
alte opțiuni nu mai are. Climă, încălzire în parbriz, pe care nu mai are pentru că l-am schimbat parbrizul, parbrizul e nou. Și am luat un parbriz mai ieftin, pentru că nu se merita să mai iau altul. Mașinuța asta nu știu dacă mai ține vreun an de zile, dacă mai ține e bine, dar nu cred. În direcția asta trebuie să o iau eu. Ia, vine ceva? Nu vine nimic. Ah, am ieșit exact, exact acasă la noi am ieșit. Super. Foarte fain traseu pe aici. Da, altceva, Xenon nu are, are proiectoare de ceață. Deci chestii absolut normale și banale. Cam atât o să fie, prieteni, cu video ăsta. Dacă vreți și aveți subiecte pentru alte car vloguri și așa mai departe, puteți să lăsați în comentarii cam ce ați vrea să discutăm în car vlog, ce ați vrea să facem, numai să nu veniți cu burnout și liniuțe de alea că nu o să fac. Așa că nu vă chinuiți să scrieți degeaba despre chestiile astea. Eu sunt Ursu, e iubita mea Senada și până data viitoare. Da, așa e casa noastră. Iar până data viitoare, conduceți cu grijă. Pa!